Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor, și bine, ne-am regăsit într-o miercuri frumoasă la Clubul Artelor, Arta Ipocriziei. Astăzi nu o să vă vorbesc prea mult despre ipocrizie, că nu și-are rostul. După ce s-a întâmplat în ultimele trei zile și dacă mai deschide și televizorul pe un post de știri, vă umpleți de ipocrizie. Mă uitam chiar astăzi, trăgeam cu urechea la un post de știri, era un foarte cunoscut politician, unul buzoian, unul dintre cei mai puternici, cei mai în vârvă din ultimii 30 de ani, și un altul care se acuzau reciproc de ipocrizie. Doamne, sunt niște meserii care nu se pot face dacă nu ai o doză de ipocrizie. Printre aceste meserii, bineînțeles că este și partea de politică, partea de parlamentar sau politica în general. Nu mai vorbesc de actorie, dar să trecem la partea noastră, la Clubul Artelor, și în mod normal la Clubul Artelor ar trebui să discutăm cu oameni care studiază, au studiat arta și fac arta. Nu o să facem chestia asta astăzi și am invitat un economist. Da, da, un economist. Da, să vă fac cunoștință. Cu invitatul meu și al dumneavoastră de astăzi. Este vorba de domnul Cătălin Negoiță, care este economist. Bună ziua, economist, și bine ați venit în studioul nostru. Mulțumesc mult de invitație și am plăcerea să pășesc într-un studio pentru prima dată și cu atât mai mare surpriza. Da, mă bucur că ați venit. După cum vedeți și am titrat domnul, e interesant, mai înainte, domnul Cătălin Negoiță este face o meserie foarte frumoasă, meseria de economist. Economistul mai este numit și doctorul societății. Da, da, da. Extraordinar de bine. Și vom discuta despre mască, despre pandemie, despre aurul de la NASA. De ce? Pentru că în ultimii ani domnul Negoiță și-a regăsit sau a găsit o pasiune. Chiar ieri când am discutat prima dată cu dumnealui, l-am întrebat dacă în arborele genealogic sau în altă viață a fost pictor. Și ia spuneți-mi. Mi-ar fi plăcut și mi-ar fi plăcut să deschid cartea asta mai de mult, dar mă bucur că am deschis-o și acum 6 ani, vorbim de începuturile acestei pasiuni. Și nu e nimic întâmplător, adică totul s-a petrecut într-un moment în care aveam nevoie de o refulare și Dumnezeu m-a ascultat și mi-a trimis exact ce trebuia. Și am avut bucuria, plăcerea și norocul să pot să lucrez cu un artist consacrat care a avut încredere în... Nici nu știu în ce a avut încredere, probabil în mesajul meu, așa, și în... Mă rog, și în câteva schițe pe care i le-am arătat, că n-a fost așa chiar pe blind. Bine, pe vorbe n-avea cum să vă creadă și să vă încurajeze. Da, 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 exact. Și mi-a spus foarte franc că probabil o să mă las în câteva zile dacă începem treaba. Și am început o treabă de 5 ani în care am lucrat împreună cu dânsul în jur de 6 ore pe săptămână și singur câte 3 ore pe zi, da. Și aveți timpul necesar? Ați avut timp? Asta e cea mai mare surpriză, pentru că în momentul în care ai plăcerea asta și descoperi lucrurile și îți ies lucrurile și n-au ieșit totdeauna, că ăsta e primul lucru care l-am învățat, că această piramida succesului să urcă exact ca în realitate, adică pe niște trepte, astfel încât dacă ai ghinionul să cazi pe treapta următoare, să nu vii până jos. Și atunci a trebuit să o iei încetul cu încetul. Și lucrul ăsta l-am făcut și asta vreau să spun, că dacă există plăcere și pasiune, lucrurile devin simple. Și asta cred că ar fi dezideratul fiecărui om. Când întreabă ce vrei să te faci când vei fi mare, ceva care să fac cu plăcere, trebuie să fac asta. Da.
probabil că de numele de Cătălin este predestinat pentru economiști să facă pictură. Nu sunteți singurul Cătălin care de la o anumită vârstă, singurul economist Cătălin care la o anumită vârstă s-a apucat de pictură. Bănuiesc că știți că mai avem un Cătălin Negoiță pe la Galați care este directorul Centrului de Cultură. Nu, nu știu. Îmi pare rău să vă spun. La Bacău, în urmă cu, cred că odată cu dumneavoastră, un domn Cătălin Tolescu, economist de profesie, s-a apucat de pictură. Incredibil. Da. Și pe, vă dați seama, a avut prima lansare, a avut-o mai devreme decât dumneavoastră, acum vreo 4 ani. Dumneavoastră ați avut-o anul trecut. Anul trecut am avut prima expoziție personală. Prima expoziție personală. Am mai avut o expoziție comună la București, împreună cu colegii mei cu care lucram. Era o școală a domnului Francescu Ghioariu, că despre dânsul e vorba, cel cu care am lucrat. Soția dânsului avea o școală de pictură pentru adolescenți, pentru copii, și atunci au făcut o expoziție și atunci am participat și eu cu câteva tablouri. Mai erau și adulți printre ei care participau. Da. Atunci a fost prima dată. Știu că sunteți un economist de succes și o să vorbim și despre latura asta, dar vă întreb, sunteți cumva clar văzător? De multe ori m-au ajutat intuiția, hai să nu zicem clar văzător e mult spus, dar m-am bazat pe intuiție mult în cariera mea și în continuare mă bazez din ce am citit ulterior. E o abilitate care nu e o poveste, se întâmplă. Chiar am citit recent un studiu precum că copiii până în vârsta de 10 ani au capacitatea de a fi intuitivi dacă și o exersează. Nu foarte mult. Există și un club, mi se pare, în București, care face așa ceva. Adică da, la nivelul să citești o cartolină de la distanță. Acum, revenind la ce m-ați întrebat, v-am zis, câteodată mă mir și eu că se întâmplă lucruri care le-am anticipat. Dar știți de ce? Știu, da, și le-am spus-o. De ce v-am întrebat? Da. Cum s-a numit expoziția de anul trecut? Da. Expoziția Starea de pericol s-a numit. Starea de pericol. Expoziția de anul ăsta? Da, exercițiu de respirație. Exercițiu de respirație. Dom'le, nu se poate așa ceva. Da, mai ales că a fost în septembrie. În septembrie. Departe de orice. În septembrie era departe. Bine, unii prevedeau, unii mai știau câte ceva, dar... Eu n-am știut. Dumneavoastră n-a știut absolut nimic. Și stare de alertă, vreau să spun că am tatonat cu starea de alertă, mi s-a părut un pic prea comun și de-aia am renunțat. Dar mult avem din zona asta, din stare de alertă și zic, uite ce aproape... Chiar am scris colegilor un pe WhatsApp și am spus, vedeți că v-am spus de atunci și nu m-ați crezut. Și cam ce va veni? Viitoarea expoziție personală? Mi-ați ridicat o minge aici? V-am ridicat-o, nu puteam. La un moment dat, iau așa mai pe de lung, poziția în care eram în companie, trebuia să merg împreună cu clienții în niște deplasări. Și de fiecare dată când ne întorceam, la câteva săptămâni, să petreceam un eveniment pe unde treceam. De exemplu, am fost în Egipt, la câteva luni a căzut regimul Hosni Mubarak. Am fost în Norvegia, la câteva săptămâni a fost atentatul ăla de la Oslo. După ce trecusem pe acolo, cam la ce perioadă s-a întâmplat? Am început să-mi pun probleme dacă o să mă duc la fel în Brazilia, tot așa a început virusul ăsta, după ce am fost, cum îi spune, virusul care a fost la ei prezent pe perioada Olimpiadei. Îmi scap acum. În fine, o să revenim și la virus. O să revenim, da.
Viitoarea expoziție va fi legată de Egipt. Nu știu dacă are legătură sau nu. Eu sper ca să ne legăm mai mult de antichitatea egipteană, nu de actualitatea egipteană. Pentru că e țara în care am simțit cel mai puternic sentimentul că aparțin țării ăsteia și nu alteia. Și m-am bucurat împreună cu cei cu care am fost că trăim în România și trăim în modul ăsta, așa care îl blamăm toți, diferența este foarte mare. Da, spuneam că meseria asta de economist, practic de jumătate din viața a fost cam, din activitate a fost manager. Da. Da, economistul l-am cam lăsat în urmă, am folosit de ce am învățat. Pentru că dacă o iau așa scurt, am început cu contabilitate, am fost contabil șef, până la nivelul ăsta am ajuns în 2000, după care am preluat echipe de producție din 2002, din 2003 până în 2010, când m-am ocupat de vânzări. Doar de vânzări, de echipe de vânzări care sunt diferite față de echipele de producție sau de echipele, să zicem noi, de management general, când ai oameni diferiți sub ordine care au alte obiective diferite între ei. Într-o echipă de vânzări cam toți au aceleași obiective. Și atunci am făcut vânzări din 2010 până în 2016, când am revenit la managementul general. Ce fac e să întrepătun toate științe. Vorbim de vânzări la nivel înalt, nivel internațional, nu la nivel local. Sau... Absolut, la companii din primele 100 din lume, să zicem. Da, mă rog. Vânzări adevărate, cum se spune. Vânzări adevărate, de milioane. Și pe vremea liceului, gândeați că veți ajunge economist și pictor. Mai ales când mergeați la olimpiadele de fizică. Nu. În vremea liceului a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Am scris versuri. Toată perioada asta eram oarecum cunoscut așa în liceu. Nici nu știam, dar scriam versuri. Am o intenție să le public, o să văd în perioada următoare, dar pictura nu. Pictura nu m-a atras, deși acasă fratele meu picta și chiar a terminat o școală populară de arte. Și nu. Într-adevăr, aici este o discuție vis-a-vis de cei care practică arta sau încearcă sau au tangențe cu ea. Părerea mea e că totul se rezumă la antenele estetice. Iar aceste antene estetice pleacă de la cum ne îmbrăcăm, la cum... Nu știu, apreciem o mașină, apreciem designul stradal, o mâncare într-o farfurie, lucruri simple care poate să-ți dea o notă despre respectivul individ. Asta cred. Și asta cred că le-am avut, pentru că de multe ori mi-aduc aminte că îmi place să mi-aduc aminte că lansam niște mode într-un fel sau altul, un pantalon, că a ce se putea atunci la nivelul ăla. Am făcut liceu între cele două sisteme, 88-92, adică nu erau mari posibilități și n-am avut eu așa mari posibilități. A fost o linie care pur și simplu a însemnat o trecere bruscă la un moment dat. Da. Pentru că plecai de la o disciplină care era până în 90, se știau niște reguli, iar după ce s-a tras linie... Un pic haos. A apărut partea de haos. Da. Și care, să fuma în cancelarie, lângă cancelarie, erau niște chestii care nu erau tocmai cum trebuie la momentul ăla. Adică libertatea a explodat așa și da, a fost o explozie de... Contestam profesorii, era... Libertatea era greu de stăpânit. Da. Nu se putea stăpâni la vremea respectivă, nu avea cine să o stăpânească în euforia aia. Și nici interes nu a fost. Au fost câteva valuri, sunt și acum încă în liceu și la propunere s-au dat la o parte, pentru că au spus să-mi fac meseria, mi-e greu să... preiau și atunci ar fi fost... Dar ulterior lucrurile s-au aranjat. Da. Numai lucruri bune despre liceul nostru
de vază din... Da. Să trecem la partea de pictură și v-aș ruga să sărim peste starea asta de pericol, starea de alertă, da, și să începem cu exercițiile de respirație. Am văzut în expoziția dumneavoastră foarte multe lucrări, iată și colegii le dau, numai puțin de 17, dacă am numărat bine, 17 lucrări cu masca pe figură. Deci, exercițiul de respirație, clar. Da, da, am să vă surprind aici, că exercițiul de respirație a plecat de la altă idee. De fapt, eu l-am adus conjunctural în discuție, așa cum am învățat la marketing, că e nevoie de un agațament și ăsta îl devoalez acum pe post. De fapt, exercițiul de respirație înseamnă să creezi pe respirație, adică să pui pe pânză. Deci asta ați învățat la, la marketing. Asta am învățat la marketing, despre la cum marketing să expui, da. Da, deci doctorul societății. Da, 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 da. Este un artificiu de a găsi un acațament. Dacă vreți, intrăm și în amănuntele lucrului ăsta. E interesant, pentru că se leagă și de televiziune, se leagă și de mai multe lucruri. Dar, de fapt, exercițiul de respirație înseamnă de a crea așa cum respiri. Ce-ți vine la îndemână? Ce aer găsești împrejur? Câteodată găsești un aer bun mai este o vorbă, ăsta minte și când respiră. Exact, exact, exact. Și atunci, în poezie, citeam despre domnul Cărtărescu, că el efectiv scrie pe niște caiete studențești la modul dicteu universal. Adică cineva îi dictează și dânsul scrie. Nu are nicio greșeală, nu pune radiera pe ce scrie. E, se întâmplă la scriitori să facă chestia asta, mai ales când scrii versuri, să golește conținutul și să pune acolo. În pictură nu e totdeauna posibil, pentru că pictura se lovește totdeauna cu tehnica și trebuie să stăpânești. Și în poezie se lovește, mai ales dacă vorbim de tehnica scrisului în rime sau... Asta, dacă nu e tehnica născută. Născută, da. Da, aici are de discutat. Dar, vedeți... Că avem și acea parte a poeziei, rondelul, care aia este cu tehnică, să spunem, de ultimă generație și care este extrem de grea. Exact, exact. E, ce înseamnă produsul care iese din respirație? Este un produs, să-i zicem, brut, care trebuie șlefuit. Dar pentru că nu e exercițiu și sunt exerciții, de fapt, mai multe, atunci el vine și se finisează. Unele rămân așa, pentru că ați văzut și o piatră, când e luată din mină de acolo, are lăsat așa, arată mai bine decât dacă o facem după modelul briliant, cu 17 fețe sau cu 23 sau cu 6, nu mai știu exact. Așa. Și multe dintre lucrări s-au născut așa, pe respirație. Chiar dacă, să zicem, la început n-a fost. Dintr-o dată, avem acum niște portrete, să zicem așa, metamorfozate într-un fel. A fost o idee care a venit dintr-o dată, a zis așa trebuie să rămână și cu asta basta. Metamorfozate, dar eu aș spune că sunt portrete pe care le întâlnim chiar pe stradă. Da. Model de genul ăsta. Da. Mă pasionează treaba asta. Deci figura umană este atât de diversă, atât de frumoasă și dacă stai să o urmărești și să vezi, eu cred într-un lucru care nu l-am mai văzut, nu l-am citit, mi-ar place să cred că îl știu doar eu și îl exprim așa de câte ori pot, de acum și cu posibilitatea asta a televiziunii. Cred că așa cum sunt rasele umane, sunt arhetipuri de oameni care zâmbesc la fel, care vorbesc cu o anumită intonație, care seamănă, pentru că mi-a fost dat să văd treaba asta și să și o pot să o pipăi. Adică chiar să-mi dau seama, bă, ăsta râde exact cum am mai văzut pe cineva. Și am cel mai simplu exemplu care l-am întâlnit, este legat de domnul Iliescu și de George Mihăiță.
dacă o să vă uitați la expresia, n-are nimic de a face unul cu altul, dar eu mă refer strict la ce e în exterior, nu la ce exprimă exteriorul. Exact. Pentru că nu pot, pe stradă nu pot să întreb pe oameni amănunte. Îi vezi și atât. Și asta probabil că își pune amprenta pe ceea ce fac. Dar în relieparea de exteriorului, cumva gândiți ceva de interior? Absolut, absolut. Asta urmărește fiecare portretist, știți. Prima dată mi s-a spus, portretiștii nu prea au prea multe în raniță. Pentru că până la urmă interiorul contează, absolut. Exteriorul te poate și păcăli, absolut. Dar interiorul niciodată. Absolut. Iar ăla contează cel mai mult. De acord. Și asta vă spuneam, portretiștii nu prea au șanse să fie expresivi. De ce? Pentru că toată lumea spune, seamănă sau nu seamănă. Și dacă seamănă, poate să semene, dar să nu spună nimic. E, cum facem să și semene și să și spună ceva? Aici e toată filozofia în portret. E o chestiune destul de grea și o abordare care o văd din ce mai rar. Este o frică de a intra în zona asta, deși o mână se face mai greu decât un chip. Da, practic, din punctul meu de vedere. Da. Aveți numai puțin de 17 tipuri. Să zic. 17, dar dacă pun la socoteală că în unele tablouri aveți și 4 sau 5 măști, atunci partea de expresivitate exterioară este complexă. Și este complexă și pentru faptul că vă referiți la vârste diferite, la partea feminină, la partea masculină, partea de copii. Da, da, asta ați sesizat foarte bine, că eu fiind la început de carieră, sunt foarte lacom în a mă înfrupta din toate posibilitățile de exprimare și asta e o meteahnă, poate să fie și o chestie negativă și o chestie de provocare. Pentru că, într-adevăr, abordările sunt diferite pentru fiecare din aceste tip, din exemple pe care le-ați dat. Fața de copil se lucrează cel mai greu și cu două linii poți să-l îmbătrânești și să-l aduci în adolescență imediat. Partea de bătrâni să zice că ar fi mai ușoară, dar e cea mai expresivă, pentru că apar ridurile și poți să te joci mai bine, să scoți în vedere. Deci sunt laturi care dau frumusețea acestui îndeletnicii, să zicem. Bun. Plus că, na, lucrez cu frumusețea ca frumusețea. Dar mesajul pe care îl transmit ele, ăsta este mai important. Vedeți, în moment, ele au plecat, mă refer acum la lucrările care sunt din capitolul chipurile fără nume, cu intonațiare de rigoare, așa le-am denumit eu. Ele au plecat ca și niște schițe fără mască. Nu trebuie să o ducem din prima, că a fost așa. Și cu toți am plecat cu masca din născare. Da. Ulterior, bineînțeles că fiecare are o poveste și am asociat masca cu povestea lor din spate. Nu se pot spune. Da, e adevărat. Acum, mai ales că sunt ating subiecte delicate. Sunt acolo oameni politici, sunt actori, sunt, am zis eu, de prim rang al acestei planete. Care, da, oameni care fac parte din categoria la care am făcut referire la începutul emisiunii, care, prin natura profesiei, adică nu își pot exercita profesia dacă nu au acea doză de ipocrizie. Da. Îmi cer scuze, trebuie să facem o mică pauză. Sigur. Iată că a venit și pauza. Dăm masca jos și trebuie și puțină publicitate.